Bună ziua tuturor, sunt Orotela, cu o etalare, ca de obicei, altfel. Îmi place mie cuvântul altfel și sper să reușesc să-l manifest, așa cum îmi doresc. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc, să vă mulțumesc, să vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, că vă alăturați continuu acestui canal. Este minunat și chiar nu știu cum să vă mulțumesc mai mult. Și, evident, aș vrea să mulțumesc și mai mult din toată inima, din tot sufletul, celor care sunteți lângă mine de la primele înregistrări. Și este minunat să am atâția prieteni loiali, față de care, față de toți, de fapt, simt o responsabilitate și sper să reușesc să manifest această responsabilitate în felul în care vă transmit mesajele. Da, arăt altfel cu această șarfă. Am pus-o pentru că îmi place. Îmi place să o folosesc, că de-aia am și cumpărat-o. Am din Anglia, îmi place culoarea. E mai aproape de movul pe care știți că-l ador. Însă, ce aș vrea să împărtășesc cu voi sau să mai bine zis să vă mărturisesc? Da, într-adevăr, săptămâna trecută am primit sugestii să fac anumite etalări. Sper să le manifest cât mai curând. Și deși săptămâna trecută m-am gândit să manifest, să realizez sugestii mai vechi, am considerat că nu e chiar timpul potrivit să le exprim pe acelea. Aștept să treacă Paștele și să ne exprimăm un pic mai liber. Până atunci, cred că e cazul să rămânem în această vibrație și să medităm și să vedem ce mesaje speciale primim. Din acest motiv am venit, am simțit de o zi sau două să fac această etalare. Sunt curioasă cum o primiți. O etalare în care să vorbim despre suferință. Evident, va fi gen alege cartea sau alege setul de cărți sau alege medalionul, vedem ce alegem și vedem și ce va veni ca și mesaj. O etalare în care aș vrea să vedem prin ce ați trecut și ce ați învățat. Evident, sunt multe lecții, așa că aceasta este doar o etalare colectivă, nu uitați asta niciodată, și posibil va reveni într-o formă sau alta din când în când și vom atinge mai multe lecții pe care unii dintre voi aveți de pe care le aveți de învățat. Însă aș vrea la sfârșitul etalării să vin cu o mică surpriză, să vedem totuși ce cadou primiți de la Univers pentru toate încercările prin care ați trecut. Am emoții, pentru că deși am mai vorbit de suferință, nu am făcut o etalare specială pentru așa ceva. Posibil că acest moment este prielnic, cu atât mai mult că suntem izolați din motive destul de greu de comentat. O să vedem dacă prin curajul să vorbesc sau dacă nu neapărat prin curajul, prin ghidajul, primesc ghidajul să vorbesc despre anumite lucruri. În fine, este săptămâna mare și reparcurgem un drum pe care trebuie să-l parcurgem teoretic în fiecare zi. Cu fiecare experiență, nu doar de Paști. Trebuie să renaștem nu doar de Paști. Și cel mai important, trebuie să renaștem într-o anumită vibrație creștină. Este secțiune de tarot, dar știți că am vorbit despre creștinism de-a lungul timpului, într-o formă sau alta, și sunt videoclipuri în playlistul de anul trecut în care am abordat și altfel de subiecte. În fine, repet, am emoții. Sunt curioasă cum veți primi și o să pun pauză ca să pregătesc, medalioane? Ok, medalioane. Și să alegem, alegeți, aleg și eu și să vedem ce cărți apar. Vă pup, ne vedem mai târziu. Ok, am revenit, am așezat medalioanele. Aveți aici un peștișor, un medalion din argint, spuneți-i cum vreți. O inimă și un renuleț. Eu știu.
Simțiți? Gândiți? Gândiți-vă la voi. Deci aceasta este etalarea despre voi. Dacă totuși vreți să vă gândiți și la altcineva, este libera voastră, eu știu, alegere, dar eu îmi doresc să fac o etalare despre voi. Deci peștișor, medalionul acesta, inimă și cerb. 1, 2, 3 și 4. O să pun pauză și voi vă gândiți în timpul acesta și voi reveni cu primul, da? Vă pup! Ok, bună. Numărul 1. Numărul 1, cei care ați ales peștișorul, da? Peștișorii despre care am mai vorbit și cu altă ocazie. Peștișorul reprezintă zodia peștilor. Poate aveți pe cineva în zodia peștilor cu care ați relaționat. Nu musai. Poate. Vom vedea cum apar și cărțile. Este o chestiune care ține de spiritualitate, de creativitate, de puterea de a vă lăsa în voia valurilor vieții, a inspirației divine, despre, pentru că acest peștișor a avut cândva o inimioară aici central, ia, se vede, deci central, a fost o inimioară cândva, acum nu mai este, trebuie regăsită, poate v-ați pierdut speranța, dragostea și trebuie să o regăsiți în viața voastră sau în relație cu cineva, dar, v-am zis, aș vrea să vorbim despre voi, despre noi. Și peștișor înseamnă și creativitate și iluzii și casa a 12-a a necunoscutului, a contactului cu alte lumi. Vedem ce se arată în continuare. A visului, viselor, a inspirației prin vise, a comunicării prin vise. Posibil este una din lecțiile pe care trebuie să sau le-ați lucrat, nu musai terminat, le-ați lucrat de-a lungul timpului în anumite situații. Peștișorii, știm că zodia peștilor sunt doi pești, da? Dar avem și aici două codițe. Unul merge în jos și altul în sus. Posibil, unii dintre voi a trebuit să învățați să mergeți contra curentului. Alții, din potrivă, să învățați să vă lăsați duși de val. În anumite situații, ce înseamnă asta flexibilitate? Prin creativitate și prin credință. Am vorbit de creativitate. Posibil ați învățat să vă conectați la divinitate și să vă exprimați ideile și într-o formă creativă. Că e public, că nu e public, că nu știe nimeni despre anumite calități ale voastre, că le-ați exersat sau că nu le-ați exersat, iar este o lecție care este în curs de a fi învățată. Unii poate dintre voi ați învățat deja lecția sau ați ajuns aproape de examenul final, alții poate că sunteți la început de lecție. Da, știu că arăt ciudat, dar nu mă interesează chestia asta foarte mult. Hai să vedem ce felul în care mă manifest pentru această săptămână. Haideți să vedem ce cărți ar veni pentru voi. Ce ați suferit în trecut? Numărul 1, cei cu peștișori. Nu cred că vă mai arăt chiar toate cărțile pentru că nu pot în această poziție. 3 cărți pentru trecut. Ce ați suferit în trecut? Numărul 1, cei care ați ales peștișor. Numărul 3 să se arate. Asta. Am zis? Ați ales peștișorul, dragii mei, și la capătul setului de cărți a apărut Marea Preoteasă. Zodia peștilor, varianta superioară a zodiei peștilor. Nu vă închipuiți că Marea Preoteasă e vrăjitoriță. Este chiar o persoană foarte profundă care nu vorbește și nici nu se riscă să vorbească despre orice, care nu face bani din chestiile astea. Vă rog să faceți diferența. Însă în spate, ce frumos mesaj, în spatele Marii Preotese, 10 de spade. Că sunteți voi, că sunteți în relație cu alți oameni, nu contează dacă e semn de aer, poate să fie semn de aer, mai apar niște confirmări, dar nu este obligatoriu.
V-am zis, treceți peste partea cu zodiile și încercați să vedeți mesajul mai general. Ați fost trădați, ați fost, cu alte cuvinte, înjunghiați pe la spate, ați fost răniți de cuvinte, de acțiuni, de invidii, ați fost foarte. Ați murit. Am pus chiar pe pagina mea de artist un citat de. Astăzi l-am pus. Și posibil că nu întâmplător tocmai astăzi l-am pus, nu, sigur nu întâmplător, dar tocmai acum îmi vine la acest număr, numărul 1. Acel citat spune: am murit de 1.000 de ori și acum am 1.000 de variante prin care să renasc. Deci fiecare moarte, durere, suferință v-a ajutat să renașteți, să vă transformați și eventual să veniți mai aproape de această mare preoteasă. Că marea preoteasă reprezintă o persoană cu care v-ați întâlnit la un moment dat în viață, nu știu când, e ce ciudat stă. În fine, nu știu când, nu știu când. Sau vă întâlniți acum. Sau este un punct pe care vreți să-l atingeți voi în creșterea voastră spirituală, manifestă de la unul la altul, evident. Însă, într-un mod aproape misterios, așa simt să spun, într-un mod aproape misterios, nu neapărat secret, ocult, misterios, mâna lui Dumnezeu va duce mai aproape de această mare preoteasă. Repet, poate să fie o persoană, bărbat, femeie, nu contează. Poate să fie un punct spiritual pe care vreți să-l atingeți mai devreme sau mai târziu. Sau v-ați propus, pentru că vorbim deja de trecut, v-ați propus să vă ridicați deasupra acestor trădări, dureri, morți, da? Că asta înseamnă. Și să veniți mai aproape, să vă exprimați unii dintre voi într-un mod. Înțelept. Prima carte care a venit este 4 de bâte. Apoi au venit câte 3, încă 3. Deci, în trecut, posibil, unii dintre voi ați avut de-a face cu un semn de foc. Unii, nu toți. Poate persoana respectivă o fi semn de pământ și are planete în semn de foc. De-aia zic, nu vă fixați. Mai sunt și mișcări progresive, dar apare semn de foc. Eu v-am zis. Apare și semn de aer, apare și semnul vărsătorului și apare și semnul peștilor, că tot ați ales peștele. În trecut, 4 de bâte. 4 de bâte reprezintă petreceri cu prietenii. Știu, nu-i 3 de cupe, 4 de bâte. Sunt petreceri organizate. Poate unii dintre voi v-ați ocupat de evenimente. Da? Poate. În afaceri, să zic, vorbim și despre așa ceva. Și a trebuit să vă plănuiți afacerile și să mergeți într-o altă direcție care ține de vindecare, da? De spiritualitate. Pentru că în lumea aceasta a petrecerilor, posibil ați învățat ceva. O să încerc să pun o clarificare. Dar 4 de bâte înseamnă și casă. Înseamnă casa a patra, înseamnă căsătorie, înseamnă chiar casa în care ați crescut, într-o variantă sau alta, pentru că e o etalare colectivă. Poate că la un moment dat unii dintre voi, încă n-am clarificat, ați avut niște lecții în casă. Posibil ați fost trădați în casă, nu? Pentru că sunt 10 de spade, da? Ați fost trădați în casă. Poate unii dintre voi, neapărat casă, relația cu cel de lângă voi, posibil pentru unii semn de foc sau semn de aer, am vărsător, am gemeni, am balanță. Dar nu e obligatoriu, repet, să fie așa. Ați fost trădați de partenerul, partenera voastră, da? Într-un mod secret, ați aflat, într-un mod misterios ați aflat și la un moment dat a trebuit să decideți. Mai stați cu ei
Sau vă întoarceți fața către o nouă direcție, către o nouă relație, către altcineva, cum am zis mai devreme, cu vibrație mai înaltă și ați învățat să vă plănuiți viitorul, să fiți mai atenți în alegere, da? Să fiți selectivi. Dacă n-ați învățat, urmează să învățați. De la 4 ați trecut, ați scăzut, ați regresat înspre 2 de bâte. Asta e lecția, da? Dar se pare că unii ați mai învățat să și comunicați. Posibil, la un moment dat, ori voi, ori cei cu care ați relaționat, că vorbim de relații, a avut un stil, că am zis la 10 de spade, au avut un stil de a vorbi mai dur, mai direct, eventual au folosit cuvinte grele și v-au rănit. Și a trebuit să învățați să vă vindecați. Că e vorba de vărsător de gemeni de balanță, că e vorba de leu săgetător sau ce mai, bărbec, iar variază. Repet, pot să fie orice zodie care au planete pe acolo și manifestă acele planete. Eu așa simt, sunt curioasă cum rezonează cu voi. Aș vrea totuși să pun o clarificare. Clarificăm 4 de bâte. A trebuit să pun pauză la asta. Ok, asta. Wow. Ați atârnat de trecut. Sunt niște relații din trecut sau poate în familie ați fost învățați, domne, nu dă drumul la relație, că nu-i frumos, nu te despărți, că nu-i frumos. Fii mai stabil, că na, poate unii dintre voi ați văzut lucrurile astea la părinții voștri, care posibil au manifestat relațiile trecutului în familie, adică au manifestat relațiile părinților, bunicilor în familie. Au rămas fixați pe trecut. Clinging to the past. Confirmă, da? Sau clarifică 4 de bâte. Poate că și acum unii dintre voi, de-aia și ascultați această etalare, trebuie să învățați să ieșiți în acest trecut. Relațiile pe care le-ați experimentat, bune, bine, nu prea par bune, că a apărut 10 de spate, da? Nebune, dureroase, asta e. Ștergeți și luați-o de la capăt. Vindecați-vă că aveți steaua. 2 de bâte. Okay. Proiecții. Interesant. Interesant. Comparații. Și... Oho! 3. Au venit tot 3. Interesant. La capătul setului de cărți. Creativitate sau este arcana majoră a împărătesei. Taur, balanță sau cineva, nu știu, nu contează zodia, eu am zis că mi-a făcut datoria, aveți și leu, aveți și vărsător și taur și balanță și am mai zis mai devreme. Ideea este, cum am spus, ați ales peștișoriu, trebuie să vă vindecați prin creativitate, dragii mei, să ieșiți iar din colivie și apare, deși 4 de bâte, este fundația unei relații, în acest context pare colivie. Ați încercat să vă creați niște relații stabile, dar arată cărțile că ați atârnat prea mult de trecut, ori voi, ori ei. Și în acest motiv n-ați putut să mergeți mai departe. Ați regresat, am zis, ați mers înspre 2. Ați trebuit să ajungeți în poziția în care să alegeți. Lăsați trecut în urmă sau priviți către viitor, cu victorie. Cu victorie, cu încredere. Puteți să vă creați o altă lume. Dar, cum am zis, prin creativitate, dragii mei, am zis, da? Prin creativitate, prin credință. Credința apare și la astea. Vindecare, credință, speranță. Foarte interesant mesajul. Și ce a trebuit să învățați să selectați diferența dintre proiecții, relațiile proiectate de părinții voștri, de prieteni, de societate, de voi înși vă în stadiul vostru neevoluat, pentru că toți avem, da, la început suntem neevoluați, apoi creștem prin suferință.
Trebuie să alegeți, să învățați, să selectați între proiecții și adevăr, da? Ca în oglindă. Care este imaginea reală? Cea din spatele oglinzii sau cea din față? Este o diferență. În continuare, ce ați mai învățat? Să comparați. Să fiți un pic mental, poate și în exprimare. Să comparați de fiecare dată. Dar eu simt că în acest context poate să mai însemne și altceva. Poate să reprezinte, dacă nu musai pe voi, sau o tendință a voastră din când în când manifestată, pentru că ați văzut-o la ei, posibil să fie acea energie cu care ați avut de-a face în familie sau în relație. Persoane care, ce înseamnă comparație? Este similar cu 5 de spade. Conflicte verbale, lupte verbale, lupte mentale, ego, dorința cuiva de a fi tot timpul deasupra, de a avea ultimul cuvânt. Confirmat și de cavalerul de spade, o persoană care vorbește repede, dur, spune ce are de spus și pleacă. Da, nu-i pasă ce lasă în urmă. Și știu cum este. Posibil oamenii v-au jignit, v-au pus jos într-un fel sau altul și că e vărsător, că e leu, că e semn de foc. Nu neapărat leu. Asta pentru că steaua a fost clarificată de cine, dragii mei? De conditioning. De diavol, cu alte cuvinte, în această carte, leul printre oi. Ori voi, ori ei. Dar ce este interesant este opoziția vărsător-leu. Vărsător-leu. Și dacă uneori, da, leii mai fac compromisul, tocmai pentru că au nevoie să fie apreciați de validitatea din partea celor apropiați, sau mai puțin apropiați, pur și simplu, vărsătorul învață, sau nu neapărat vărsătorul, steaua arată că trebuie să învățăm să fim autentici, să fiți autentici într-o formă sau alta, să vă vindecați, dragii mei, de ce? De toxicitate, de adicții, de dependențe, de vicii, de obiceiuri proaste, de aceste relații care vă țin în această vibrație, într-o formă sau alta. Ok. Interesant. Și dacă unul dintre voi, într-o formă sau alta, încerca să ia formă de oaie, de fapt în spate era un leu paralel cu realitatea și cu autenticitatea, zic că ați învățat sau urmează să învățați această lecție a autenticității, a echilibrului emoțional, a speranței și ați învățat să vă proiectați sau urmează să învățați să vă proiectați viitorul către destinul vostru. Și la un moment dat am văzut și faetonul. Sunteți în principiu, cred că majoritatea ați primit mesaje că trebuie să mergeți către destinul vostru. Ori îl căutați, ori ați început să faceți acei prim pași către Marea Preoteasă. Care o fi aceea, da? Am zis, puteți să fiți voi, poate să fie altcineva din viața voastră. O să pun pauză și o să amestec alte cărți, că durează mult cu amestecatul. Ok, n-am mai amestecat. Mi-am adus aminte că aș vrea totuși să fac și ceva cu spiritul animalelor. Haideți să vedem un ghidaj. Eventual, cum ați fost în trecut, ca și fiară, ce animăluț, ce animal, ce spirit al naturii ați manifestat, într-o formă sau alta, ori voi, ori ei, în aceste lecții dure ale trecutului. Numărul 1, nu spre multe. Am văzut scoica, trebuie să vă deschideți emoțional. Față de cine trebuie, în primul rând? Numărul 1, am zis că durează mult. Ok. Ah, ce frumos! Oul cosmic. Oul cosmic care reprezintă chakra a patra. Măi, îmi pun ochelarii. Ca să fiu sigură că zic corect, da? Da, chakra a patra. Foarte frumos. Chakra a patra, ce este? Chakra inimii. Să învățați să iubiți. Wow!
Chakra a patra reprezintă și zodia leului, știți bine. Pentru că ține, reprezintă inima. Dar aveți și un semn de aer într-o formă sau alta. Uliu. Ce-mi place foarte mult. Trebuie să vă ridicați deasupra situațiilor, să renașteți, să vedeți lucrurile mental, dar într-un mental sănătos, da? Într-un mental sănătos, am vorbit despre chestia asta, să vă ridicați deasupra poziției de șoricel, că or fi fost ei, că ați fost voi, că l-am dat stând în preajma oamenilor, manifestăm. A fost la un moment dat un cuplu, da? În care unul dintre voi a fost foarte temător, îngrijător, își făcea griji pentru toate nimicurile, altul a fost prea rapid în exprimarea pasiunilor, poate prea dur, dar ideea este că, ce frumos, un soi de regina de spade, dar e altfel. Uliu. Uliu se ridică până în nori și vede lucrurile în perspectivă. Vedeți, trebuie să învățați să vedeți lucrurile din perspectiva. Dintr-o perspectivă înaltă, a unei persoane care are idealuri înalte, adică care tinde către ceruri, nu își dorește să rămână în turmă, nu își dorește să rămână în trecut, da? Și cum faceți asta? Cum am mai zis de câteva ori și posibil, uite, așa se confirmă, prin creativitate. Poate unii dintre voi acum simt un mesaj. V-ați concentrat prea mult pe bani, pentru că este un ou de aur. Da? V-ați concentrat prea mult și din cauza asta ați făcut compromisuri. Poate și în familie ați învățat lucrurile astea. Dar bănuiesc că acum lecția este să ieșiți un pic din această dependență de a face, da? Oul e o chestiune care ține de proiecte, de materialitate, dar în aceste de cărți reprezintă chakra a patra a creativității. Ha, interesant mesaj. Dacă, la un moment dat, ați fost în poziția de receptivitate, trebuie să manifestați acțiune. Dacă, invers, ați fost prea activi, da? Prea doritor să faceți bani, să lucrați cu relațiile voastre stabile, nestabile, ideea este că acum trebuie să fiți un pic mai receptivi. Eventual să vă atrageți oameni, cum am zis mai devreme, receptiv, să lucrați un pic la intuiția voastră sau până vă lucrați intuiția să fiți în preajma oamenilor care vă pot ghida în acest sens. Oul de aur. Aș, nu știu, așa simt acum, simt că aceasta ar fi un soi de mesaj, de binecuvântare, de cadou pentru care urmează să vină într-o formă sau alta. Pentru cei care ați trecut prin aceste suferințe. Wow! Wow! Ce mai văd? Ați trecut prin transformări emoționale. Wow! Văd aici scorpion, pești. Pești. Dar variante, unele dintre ele, variante destul de jucăușe, destul de manipulatoare, pentru că apare și, cum îi zice, rechinul. Nu o să că ați fost voi. Voi știți ce s-a întâmplat. Poate că voi ați învățat să fiți manipulator emoțional pentru că i-ați văzut pe ceilalți. Poate ceilalți v-au manipulat emoțional. Ideea este că la un moment dat, apare Phoenix-ul. De-aia zic că e o chestiune care ține de scorpion. Alături de, bine, alături, un pic mai la distanță, de acest uliu. Ați început transformările de mai mult timp. De mai mult timp? Sau eventual v-ați transformat de mai multe ori? Cum a zis și am zis și mai devreme. Am murit de 1000 de ori, dar acum am învățat să renasc. Am 1000 de variante să renasc. Și e minunat, da? Ați învățat să creșteți de fiecare dată. Mesaj de la îngeri? Hai să luăm și un mesaj de la îngeri. Oh! Curs. Ascultați cu inima. Dacă până acum nu ați ascultat cu inima, sau la un moment dat, neapărat până acum,
N-ați ascultat cu inima, pentru că a stat în trecut, în acele relații, da? În adicții, în toxicități, dați în urmă și reascultați. Acum ați învățat să ascultați cu inima. Apropo de inimă, nu-i așa că se confirmă, am vorbit de inimă, de chakra a patra, de inimă. Eventual să vă exprimați, dacă cineva în trecut, ori voi, ori ei, s-a exprimat dur, învățați să vă exprimați într-un mod care vindecă. Da. Inima vă vindecă, inima. Vorbiți despre suferințele voastre, nu vă fie rușine că în momentul în care vorbiți frumos, vă vindecați, învățați și pe ceilalți prin comparație, da? Și ascultându-vă inima, dragii mei, puteți să manifestați și creativitate. Și ascultându-vă inima, văd numărul 1. Da, cred că am zis mai devreme, în relațiile trecutului poate ați selectat un anume tip de parteneriat. Acum învățați să selectați partenerii ascultându-vă inima, da? Ascultându-vă inima. Eventual, cum am zis, nu mai vreți parteneri care vă susțin în sau vă trag în această vibrație joasă, adictivă, toxică. Ascultându-vă inima, alegeți parteneri cu vibrație superioară. Da? Marea preoteasă, împărăteasa, că sunteți voi, că e altcineva, nu contează, creativitate, ce frumos, marea preoteasă și împărăteasa. Da? Că sunteți două persoane, pești, taur, iar că sunt aici două persoane, variază, nu e obligatoriu. Eu zic că pot să fie energii diferite. Sau, iar mă repet, puteți să le manifestați pe ambele, creativitate și spiritualitate, ascultându-vă inima. Cam această etalare, vă pup. Ne vedem cu următoarea. Ok, numărul 2. Am revenit cu această etalare altfel, ciudată. Ați ales acest medalion din argint. Este singurul din argint. Ați ales vibrație înaltă. Posibil sunteți sau ați învățat sau urmează să învățați să vă conectați la intuiție. Interesant este că acest, așa îl simt eu, acest medalion mi-aduce aminte de lacrimă, de un cerc care tot încearcă să se miște și un cerc deformat. Probabil că încercați să ieșiți dintr-un cerc vicios, ați încercat, să urmează, dintr-un cerc vicios. Și nu doar, nu? Așa simt, așa vă zic, vedeți cum rezonează. Este ca și când ar fi o jumătate de infinit. Nu simțiți? Pac! Da? Ia să pun degetul de vrăjitoare, da? Ca și când aici urmează încă o inimă. De ca și când v-ați căuta jumătatea aceea din infinit, dintr-un timp trecut, din multele vieți. Flacăra geamănă. Și undeva simt că unii dintre voi ați plâns foarte mult, am zis că îmi sugerează o lacrimă. Și de multe ori nu e vorba doar de suferințele acestea prin care trecem în viața asta. Poate să fie un dor pe care îl simțiți că vine uneori într-un mod inexplicabil, posibil din acea nevoie de a vă găsi jumătatea aceea care v-ar duce către infinit, care vine de la punctul zero și cu care puteți să mergeți la infinit, da? Să aveți cu alte cuvinte ce înseamnă infinit. Viață fără de moarte, adică eliberarea aceea, moksha. În fine, haideți să vedem. Iar argintul ține de lună. Poate vă place noaptea mai mult decât ziua sau vă conectați la intuiție mai mult noaptea. Primiți mesaj, ați învățat prin toate suferințele prin care ați trecut. Numărul 2. Că noaptea este cel mai bun sfetnic. Interesant. Și noaptea prin vis,
prin meditație, prin ritualul acela de lună plină, lună nouă, afirmații, ce or fi eliberări, ați învățat să, sau sunteți în prag, în plan de ieșire din acel cerc vicios. Da? Încercați să-l transformați, e un cerc care se transformă prin suferință, prin intuiție, prin receptivitate, că argintul este receptiv. Numărul 2, ce a suferit. Mi-am pus și o chestie asta. Asta e, așa am simțit. Un soi de doliu sau de... Poate și voi ați fost în doliu? Că tot am vorbit de doliu la numărul voi, numărul 2, numărul vostru. Poate și voi ați fost sau sunteți în doliu după cineva. Eu încerc să mă exprim conform acestei săptămâni mari. De-aia am făcut și această etalare și eșarfa asta mi se pare cea mai potrivită. Numărul 2. Posibil că ați și pierdut pe cineva și vă este dor de acea persoană cu care simțeați că sunteți în totalitate, unii dintre voi. În cazul în care n-ați pierdut pe cineva, vă este dor de acea persoană care vă completează și cu care puteți să mergeți până la capătul lumii, până la capătul universului, da? Pentru că nu suntem doar corpuri, suntem și spirite, suflete care se vor manifesta și în alte planuri. Interesant, unul. Prima carte. Sunteți într-o călătorie spirituală, asta e clar. Într-o tăcere. Apare Taur, Fecioară, semn de pământ deocamdată. Uai, ce frumos. Wow, ce frumos. Mai. Am vorbit de doliu, apare doliu. 5 de cupe. Uf! Durere, suferință, 4 de spade, eremitul iar se arată și 2 de spade. Probabil că ați blocat în această perioadă, așa simt, că aceste cărți se referă la un prezent. Poate că unii dintre voi sunteți, posibil, mai încăpățânați. Apare semnul Taurului și Taurul știm că este foarte încăpățânat. Extrem de încăpățânat. Din păcate, în chestii materiale. Cei care vorbesc de acea categorie de tauri sau semne de pământ, care încă n-au trecut prin această lecție, da? Spirituală. Călătorie spirituală. Dar, de ce ați suferit unii dintre voi? Ori din cauza unui soț, ori din cauza unui tată, posibil, tatăl vostru s-a putut o să clarific într-un anume fel cu voi. Interesant. Pentru unii poate să fie o persoană de autoritate, un profesor, un șef. Vorbim despre ce ați suferit. Pentru alții ar putea să fie nevoia voastră de a fi într-un statut social, financiar, deosebit, tocmai pentru că ați învățat, vi s-a impus chestia asta de către tatăl vostru, bunicul, șeful, cineva, un exemplu masculin în viața voastră, în copilărie, în familie, în preajma voastră. V-a inspirat în această direcție și v-ați dorit foarte mult să creșteți financiar și social-politic. Nevoia de statut, nevoia de putere. Lucrurile astea ați simțit că vă dau putere și echilibru. Dacă nu este vorba de voi, repet, este un model patern. O să clarific, dar deocamdată vorbesc fără clarificări. Este un model masculin. Vorbim, cărțile care au apărut, teoretic ar trebui să exprime de ce ați suferit. Acum, interesant este că la capătul cărților apare 2 de spade, 4 de, nu, 5 de cupe, eremitul, 4 de spade, cărți care exprimă suferința și 2 de spade, un blocaj în comunicare cu cineva. Am senzația că
cu această persoană. O persoană pasională, creativă, care va duce multă bucurie, dar pe care într-un fel sau altul ați blocat-o la un moment dat în viață, în această perioadă, voi știți, voi știți. Tocmai pentru că poate ambițiile persoanei sau poate o situație în viața voastră foarte dureroasă, că am vorbit de doliu mai devreme, posibil nu întâmplător, v-a făcut într-un fel sau altul să blocați comunicarea cu această energie, că văd că vine cu această energie foarte pozitivă. Oricum, în momentul în care începeți să primiți primele semnale în acest tunel întunecos, în această călătorie spirituală prin care cred că încă treceți unii dintre voi, sau ați început să treceți într-o formă sau alta, nevoia de vindecare prin spiritualitate, prin meditație, prin izolare, posibil v-ați izolat într-o formă sau alta, în momentul în care începeți să vă vindecați, se pare că începeți, apare steaua iar, puteți să manifestați o mare bucurie cu cineva creativ, plin de pasiune, încrezător în ceea ce are să facă. Însă, posibil, durerea voastră, ori în această relație, ori în această relație cu o persoană, că e femeie, că e bărbat, nu contează, e regina de bâte, o persoană pe care o vedeți foarte creativă, nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate are ascendent, poate are planete în semn de foc, nodul nord, nu contează, da? Se manifestă foarte pasional, creativ, este ducătoare într-o formă sau alta și vă aduce multă bucurie. Posibil, într-un fel sau altul, ați crezut că este o iluzie sau încă mai credeți că este o iluzie și asta vă face să suferiți. Și în acest motiv blocați. Blocați comunicarea. Și regretați foarte mult că o blocați pentru că știți că aveți nevoie de energia asta, tocmai să vă scoată. Pe de altă parte, sper că sunt coerentă, am senzația că unii dintre voi blocați această comunicare, nu doar pentru că treceți prin niște situații care țin de sănătate, de doliu, ați pierdut pe cineva și încă am senzația că nu puteți să primiți o dragoste care vine, e chiar în preajma voastră. Unii dintre voi blocați acest potențial foarte fain pentru că posibil simțiți că nu aveți bani suficienți pentru ei, simțiți că nu aveți poziție pentru ei, unii dintre voi. Vă doriți, tocmai pentru că ați văzut la un moment dat în familia voastră că, domne, dragostea adevărată trebuie susținută și financiar. O să fie o lecție de viață. Că dragostea, într-adevăr, are nevoie de cele necesare, dar nu atât de multe. Nu trebuie mult să fiți bogați ca să aveți acces la dragoste necondiționată. Dacă e vorba de un tată, încă n-am clarificat, de un șef, cum am zis mai devreme, eu zic că învățați să vă iubiți pe voi înșivă. Dacă cineva v-a complexat cu această putere financiară, socială, da? Cunoștințe foarte multe, învățați să vă vindecați, pentru că astfel de cup înseamnă și vindecare emoțională în acest context. Posibil ați călătorit foarte mult, că relația este la distanță, iar variază pentru unii și pentru alții, că sunteți în acest cerc, cum am zis mai devreme, vicios, semne fixe, încăpățânate, Taur apare deja, Taur, apare și Vărsătorul, da? Apare și Leul. Și ce mai apare? Scorpionul, să zicem, că ar putea să fie asul de cupe, că e semn de apă. Trebuie să ieșiți din această încăpățânare, da? Am zis, ar putea să fie o relație la distanță, poate situațiile prin care ați trecut v-a făcut să călătoriți prin lume, tocmai pentru că v-ați dorit stabilitate financiară, statut, unii dintre voi poziții, da, profesorat, alte chestii. Ambiții. E o chestie care ține de ambiție și de încăpățânare, printre altele. Că vorbim de lecții și de suferințe. Ca să puneți capăt, să învățați până la urmă, că asta înseamnă Saturn, lecția pozitivă, lecția învățată, să învățați această lecție, trebuie să vă vindecați. Să vă vindecați pe voi, să vă iubiți așa cum sunteți. Poate nu sunteți într-o poziție socială, cine știe ce, poate nu aveți bani prea mulți, dar trebuie să vă iubiți așa cum sunteți. Da?
Altfel, dragostea adevărată nu are cum să vină dacă vă fixați doar pe chestii materiale, da? Trebuie să învățați să aveți credință. Poate că ați început să învățați. Dacă ați pierdut pe cineva, posibil la un moment dat, că, repet, am vorbit de doliu, trebuie să învățați să aveți credință, în fir de păr, și să o manifestați într-un fel sau altul ca să vină această dragoste. Înțelegeți? Ca să vină. Haideți să și clarificăm. Haideți să și clarificăm. Numărul 2. Mai știu cum e să pierdeți pe cineva în cazul în care ați pierdut pe cineva. Știu cum e. E dureros. Nu-ți mai dorești nimic uneori. Cărțile ar fi foarte faine, dar totuși încerc să le adaptez pentru că, am zis, vorbim despre lecții de viață, lecții care v-au adus suferință. Posibil o dragoste la distanță cu cineva iar v-a făcut să suferiți. Văd aici Taur, Vărsător iar și semn de apă și Capricorn. Am zis, sunt multe semne, luați-le pe care... pe cele cu care rezonați. Clarificăm, te rog frumos, regele de monede. Regele de monede. Mai, fiul ăsta tu nu a scos. Regele de monede. Numărul 2. Oh, ce frumos, master. Mai un profesor. Un profesor. Iar apare imagine masculină. Posibil, unii dintre voi vă doriți să ajungeți în acest punct. Aveți pe cineva în preajmă, nu e obligatoriu să fie bărbat, poate să fie și femeie. Proiecție, să ieșiți din proiecțiile prin care... Clarificăm asul de cupe. Acum că este lecție recentă, că este o lecție mai veche, iar variază. Mi-am senzația că e recentă, pentru că apare asul. Dar am spus adaptând-o. Interesant. Imediat vă arăt. Încă una pentru stea. Clarificăm, te rog, frumos, steaua. Ok. Meditație, ok. Da, ce frumos. Transformare. Wow! Mai. V-ați simțit lăsați de izbeliște, iar posibil unii dintre voi de tată, de o figură masculină, într-o formă sau alta, nu uitați că e etalare colectivă, ați simțit că vi se pun în cărcă multe responsabilități, da? Am zis? Vă doriți să fiți foarte responsabili, pentru că așa ați învățat într-un fel sau altul de undeva. De undeva. Poate tatăl vostru n-a fost responsabil, dar ați văzut în altă parte. Vreți să fiți exact opusul, da? Și totuși, trebuie să vă vindecați. Vă doriți să aveți acest curaj de a vă transforma viața, să ieșiți din sărăcie unii dintre voi, din aceste ziduri, și să creșteți eventual alături de cineva, la fel de puternic ca și voi, să vă vindecați, iar apare vindecarea, da, și apare și steaua. Pentru că trebuie să învățați să vă detașați mental de cei care v-au pus în cârcă multe, multe lucruri și nu doar atât, ce-au mai făcut, v-au izolat într-o formă sau alta și v-au izolat de ceea ce trebuie să fiți voi. Pentru că așa se întâmplă. Când ai multe responsabilități, știu cum este, nu mai ai timp de tine. Însă, trebuie să vă transformați. Numărul 13 poate să spună ceva pentru unii dintre voi. Trebuie să vă transformați, eventual, să învățați să visați ca să manifestați vindecare și dragostea aceasta care eu simt că e acum în preajmă. Să visați la o dragoste adevărată, nu mustai, la această nevoie pe care nu știu de unde ați învățat-o, că trebuie să oferiți bani, stabilitate, la la la. Nu, dragostea adevărată există, pur și simplu și fără așa ceva. Posibil, vă întâlniți cu cineva care vă învață aceste lucruri, da? Pentru că acesta este un profesor spiritual. Eventual,
care vă ajută să înțelegeți că sunteți unii, sau ați fost, da? Prea ancorați în chestiile astea stabile. Băi, domnule, trebuie să-ți asigur, draga mea, dragul meu, trebuie să-ți fac mâncare, să-ți fac aia, draga mea, trebuie să-ți fac ce? Să-ți asigur un trai, nu știu ce înseamnă, bun, să-ți dau o mașină, hăinuțe, la, ca să fii tu fericită. Nu, nu toată lumea are nevoie de așa ceva și se pare că v-ați stresat foarte mult. V-ați stresat foarte mult în direcția asta. Eu așa simt să vă zic. Dacă ceva nu rezonează, îmi spuneți. Aveți acest as de cupe. În primul rând, destresați-vă, vindecați-vă, iubiți-vă așa cum sunteți, mai fără bani, mai fără statut. Cum o să fi voi ca să poată veni dragostea? Eventual vine. Vine ca un profesor spiritual această dragoste. Ca un profesor spiritual. Și ce face apa peste aer, peste mental, peste metal, că sunt spade, da? Le ruginește, le atacă. Încercați să vă vindecați emoțional ca să vă anihilați aceste gânduri, da? Care sunt tăișuri pentru sufletul vostru. Gândurile vă afectează stima de voi înșivă. Gândurile vă afectează felul în care vă manifestați dragostea. Vă stresați prea mult. Dragostea aici, în preajma voastră, că o simțiți deja, că e în preajmă, că e nemanifestată. Dar vă stresați prea mult. Lumea a fost clarificată de îndrăgostiți. Cum fi semnul gemenilor pentru unii mai mult sau mai puțin? V-am dat semne de pământ, de apă, de vărsător apare iar. A apărut și pești și semn de foc. Da. Asta spun, posibil trebuie să închideți un ciclu în care ați fost supărați, v-ați epuizat mental, ca pare, da? V-ați blocat într-un fel sau altul prin noua de bâte, da? Dar și nu doar mental, am zis că vi s-au pus multe responsabilități și uneori v-ați pus și singur responsabilități, nu doar alții. Trebuie să închideți acest capitol. Pentru că aveți în preajmă acest suflet pereche pozitiv sau flacără geamănă care stă să se manifeste și, dragii mei, trebuie să meditați. Să meditați la vindecare, la speranță, la destinul vostru, pentru că destinul vostru este cel pe care îl descoperiți. Nu vi se impune nici de familie, nici de societate. Încerc o altă variantă, dar vorbim de suferință, da? Învățați să visați, să vă imaginați cum este să fiți în preajma unei persoane care vă iubește așa cum sunteți. Da? Drăgostiți. Uite ce frumos. Și asta se face prin transformare. Numărul 13, să vă spună ceva unora dintre voi. Poate unii dintre voi ați avut o relație de dragoste la distanță și din cauza aceasta ați suferit că nu ați putut să le oferiți stabilitate, că asta face regele de monede. Vă dau mai multe variante. Dar apare acest învățător. Într-o formă sau alta, bărbat sau femeie, nu contează. Care se manifestă într-un fel sau altul. Vă auziți un citat? Sau vă întâlniți cu cineva care vă arată un exemplu masculin sau vă vorbește despre un alt fel de exemplu masculin, da? Manifestați profesorul din voi și nu profesorul spiritual. Și nu acela care asigură doar un trai confortabil. Sunt destul de opuse, da? Sunt figuri masculine, dar sunt opuse. Masterul arată ca Osho, ca eu știu cine mai vreți voi. Este conectat la intuiție, cum am zis mai devreme. Trebuie să învățați să vă conectați la intuiție, la vise, la o latură feminină. Aha, interesant. La o latură feminină.
Din acest motiv vi se arată să și intrați un pic, să faceți meditație, să vă conectați la emoțiile voastre, să vindecați aceste conflicte. Poate în familie, poate la locul de muncă unii dintre voi. Și este sub stea. O vindecare emoțională, da? Vindecare emoțională. Și în momentul în care vă vindecați emoțional și manifestați această latură receptivă, vă puteți bucura de... de această persoană. Nu e obligatoriu să fie semn de foc. Poate să fie, repet, o persoană pasională, creativă. Emoțională, că sunt 10 de cupe aici, puteți să fiți voi. Persoană întreprinzătoare. Ia uite ce frumos. Aveți potențial. A zice că sunt binecuvântările care vă așteaptă după ce vă învățați această lecție, în care unii dintre voi, repet, blocați într-un fel sau altul. Așa simt. Eu așa simt. Că blocați. Ha. Ok, ce-ar mai fi de făcut? Ok. Aveți nevoie de transformare, fluturele. Numărul 2. Ok. Snake. Snake, cheetah. Apar niște binecuvântări. Wow! Dar am zis, unii a stat într-o energie mentală. Apar destul de negative. Vulturul, da? Se și vede aici, da? Energie negativă în jurul vostru. Se vede și aici. Și am vorbit, da? Aceste responsabilități impuse de familie, de societate, de ce ați văzut voi în stânga și în dreapta. Dar trebuie să ieșiți în acest... această energie a vultului, să învățați să, cum am zis mai devreme, să visați, încercați să visați, să vă transformați, auto. Să aveți viziune, ochiul al treilea ochi, da? Poate că aveți și semne de aer într-un context. Apare și apă. Reveniți la matcă. Ce face broscuța? Se transformă, da? Dacă la un moment dat... ia țope din loc în loc, din proiect în proiect, din nevoia de a face, de a merge pe pământ, ea de fapt s-a născut în apă, în lac. Reveniți la emoțiile voastre, da? Reveniți, vindecați-vă emoțional. Eventual, posibil pentru cineva, pentru unii dintre voi aveți în preajmă o persoană lângă care vă simțiți foarte confortabil, asta înseamnă casă, matca voastră emoțională. O persoană care vă readuce de aminte de această latură pe care nu ați lucrat-o suficient de mult, unii dintre voi. În cazul în care reveniți la acel punct al vostru foarte profund, da, încep să apară binecuvântările. Da? E o ploaie de binecuvântări care vă hrănește și vă transformă în centru, un prinț. Dacă până acum ați lucrat atât de mult să fiți voi bărbatul, în fine, ce-ți fi visat, am tot explicat una alta, cel care asigură, cel care oferă stabilitate, lucrurile astea vin în momentul în care vă vindecați emoțional. Și vin într-un mod foarte rapid, că e cita, este leopardul, tot zic leopard, e ghepard. În fine, de fapt, ideea este că ați primit șarpele. Șarpele care simbolizează iar cer, interesant cum se confirmă ce am zis și mai devreme, un cerc vicios în care ați stat. Însă ați stat tocmai ca să vă transformați. În acest moment începeți să radiați într-un fel sau altul, dar cu condiția să vă conectați la această structură spirituală, la ADN-ul vostru spiritual, da? Cum am zis la broscuță, să vă întoarceți la esența voastră. Am zis, este cineva în preajmă care vă învață să visați, să visați, să visați, da? Să iubiți. Vă vindecă emoțional, dragii mei. Însă șarpele aici este numărul 7. Posibil mai aveți un pic de așteptat. Unii vă doriți o căsătorie? Dacă vă doriți căsătorie, posibil trebuie să mai așteptați un pic. În fine, acum încă sunteți în faza de restructurare ADN-ică,
spirituală. Dar sunt cuvinte mari, să zicem, dar eu simt că sunt adevărate. Simt că sunt adevărate. Ok, mesaj de la înger șarpe. Vă lăsați pielea cea veche, da? Pielea cea veche care era obsedată de această imagine. Asta a venit prima, ca și lecție, suferință prin care ați trecut. Așa, așa. Aveți răbdare, da? Și șarpele. Și mesajul spune să aveți răbdare. Ați trecut prin foarte multe și mie mi se termină bateria. Sper să pot să fac și cu părțile celelalte. Ați trecut prin foarte multe. Veți renaște ca un lotus. Și cred că alături de această persoană, dacă, da, apreciați acest moment. Apreciați această ofertă. Apreciați această dragoste. Da? Acest vis frumos. Acest vis frumos. Și transformați-vă, și transformați-vă. Da, mai e un pic, unii dintre voi încă mai aveți de lucru. Sau mai trebuie să așteptați ceva. Eu știu ce vi se mai arată între timp. Aveți răbdare. Ca 17 să vă spună ceva, nu știu ce. 1 și cu 7 înseamnă 8 transformare. Că vă veți ridica deasupra acestor griji, responsabilități, energii negative din trecut, da? Fixații, încăpățânări, că asta înseamnă regele de monede, e foarte încăpățânat, am zis obsedat de partea materială, că da, e pământ. Ieșiți un pic din lucrurile astea, cu răbdare, cu răbdare. Etalarea pentru 2 s-a terminat, vă pup, pa! Am revenit cu numărul 3, bună ziua! Ați ales? Ce ați ales? Inimioara. Nu? Ați ales inimioara tocmai pentru că ați iubit foarte mult și iubiți foarte mult. Probabil că majoritatea lecțiilor țin de dragoste, de felul în care iubiți și în care ați fost iubiți. Pe lângă asta simt că aveți un fel foarte delicat de a fi în dragoste. Foarte alambicat, complicat, decorativ, frumos, elegant și totuși, ce mai simt? Interesant ce simt acum, chiar acum, ca și la peștișor, dar posibil un pic altfel. Înăuntru inimii mai este o altă inimă, goală, care așteaptă să fie umplută. Posibil vă căutați sufletul pereche, da, cred că asta e. Vă căuta sufletul pereche, flacăra geamănă, deși voi știți mai bine ce vă căutați. Căutați să umpleți acel gol pe care până acum nimeni nu l-a putut... Nimeni nu l-a putut umple prin dragoste. Iubirile pe care le-ați experimentat au fost frumoase, au fost interesante, au fost complicate, iubirile pe care le-ați trăit. Au fost destul de puternice. Însă, până acum a rămas un gol pe care n-ați reușit să-l umpleți lângă nimeni. Posibil că lecția este să găsiți persoana sau felul în care puteți umple acel gol. Cred că aceasta este una din marile voastre dureri, suferințe, lecții. Și pentru că ați ales un cercel, nu e medalion, e cercel, da? Pe care îl punem la ureche, posibil trebuie să învățați să auziți anumite lucruri sau să ascultați mai bine în poveștile voastre de dragoste, să vă ascultați inima și eventual să ascultați ce se întâmplă în acest spațiu gol. Știți, spațiile goale creează rezonanțe, ecouri. Ascultați undeva acel ecou și vedeți, încercați să înțelegeți ce spune acel gol. Ce înseamnă? Spațiul acesta este al vostru sau îl păstrați gol pentru cineva special? Cred că ați păstrat un loc special în inima voastră, chiar dacă ați iubit mult, frumos, decorativ, alambicat.
Exotic. Ați lăsat un loc special și așteptați o persoană specială în viața voastră. Haideți să vedem ce arată cărțile. 2 de băte. Trebuie să luați o decizie. Numărul 3. Relaxați-vă. Relaxați-vă. Relax. Relax. Numărul 3. Wow. Wow. Vorbind de suferință, ce ar putea să arate mai mult a suferință decât această carte? Bine, mai sunt câteva. Wow. 8 de spade. Marea preoteasă. Uai, ce carte. Încă o carte pentru numărul 3. Uai, ce cărți. Regina de monede. La capătul cărților. Puterea. La capătul, în spate, faetonul. Ați, uai, în spatele acestei morți. În spate, 10 de spade. Interesant că la numărul 1, sub 10 de spade, era faetonul. Uite, da, da, aveți șanse în momentul în care renașteți să vă bucurați de o dragoste adevărată, să umpleți acel spațiu. În fine, deci la numărul 1, spatele celor 10 spade, era faetonul. Noi am zis că au învățat sau se pregătesc să meargă mai departe. Voi, probabil că și voi ați învățat să mergeți mai departe și, dragii mei, ce faceți? Aveți puterea să mergeți. Mergeți. Mergeți în continuare. Chiar dacă ați suferit, chiar dacă ați fost răniți, chiar dacă v-au pus jos. Nu contează. Mergeți. Vă ridicați și mergeți. Bă, de aceea, ai dracu sunteți. Scuzați-mă. Mă, nu stați jos deloc. Așa simt să vă zic, așa vă zic. Nu stați jos deloc. V-au vrut jos, voi vă ridicați. Ce faceți? Și nu doar că vă ridicați și mergeți mai departe, aveți această putere de a renaște. Eventual, unii dintre voi poate ați avut de-a face cu un leu, cu o fecioară, sau nu musai, poate și cu un raft, poate și cu un semn de aer, trecem peste asta, dar nu musai, ați învățat să vă controlați impulsurile, să vă controlați nevoile fizice, că asta face leu, să vă controlați nervii în cazul în care cineva vă stresează foarte mult, eventual altceva ați mai învățat, să-i controlați într-un mod fin, elegant, o să vă arăt de ce spun asta, de ce mi-a venit această idee, într-un mod superior, spiritual, îi dominați pe cei care au încercat să vă domine. Hai. Felicitări! Felicitări! Și în plus aveți puterea, prin acest autocontrol pe care vi-l impuneți, să mergeți, să umpleți acest gol. Voi știți, vom vedea, noi știm. Vom vedea, pentru că faetonul întotdeauna merge către stea și stea înseamnă destinul vostru. Aveți puterea să mergeți în continuare, să vă controlați, să păstrați acel loc special pentru sufletul vostru pereche. Wow, ce părți! Sper să nu fiu băiată. Ia să mai vedem. Ați fost bruiați de multe ori în căutarea voastră, așa cum se întâmplă în acest moment și eu sunt bruiată de unii și de alții. Cineva v-a tot bruiat, o persoană foarte egoistă, am zis. Pentru unii poate să fie persoană în zodia leului, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Poate să fie și o mamă pentru unii dintre voi. Interesant. Însă, voi ați învățat să vă ridicați în acest mental. Ați suferit foarte mult. Ați fost ținuți într-o cușcă mentală. Ați fost manipulați mental de oamenii din preajma voastră. La un moment dat ați simțit că nu găsiți soluții în problemele voastre sentimentale și dragoste. Vorbește și dragoste de sine și dragoste față de cei din familia voastră, neapărat dragoste erotică, da? Sau partenera voastră. Dragoste se manifestă în orice relație, da? Și în familie, și față de mamă, și față de tată, și față frați, surori, da? Aveți un gol acolo care trebuie umplut de cineva special.
Și voi știți că numai cineva special îl poate umple. În fine, ați fost ținuți în această cușcă mentală de cei din preajma voastră. Dar, la un moment dat, dragii mei, l-am dat, știți cum, e acea senzație că asta știu, asta fac. Probabil o perioadă ați crezut că ei au dreptate, că n-aveți soluții, n-aveți variante și că asta vă e sortit. Însă, 8 înseamnă transformare și aveți multe cărți care vorbesc de transformare. Ați învățat, dragii mei, ce lecție, să vă conectați la intuiția voastră și dacă ei v-au ținut legați și de mâini, adică n-ați putut acționa și la ochi n-ați putut vedea și v-au înconjurat cu vorbe grele, cu acțiuni dure, voi v-ați conectat la această latura voastră interioară superbă, la Marea Preoteasă. Unii dintre voi sunteți pe cale să deveniți mari preoți și mari preotese, dar vorbesc în sensul creștin, nu tarotist, despre care o să mai vorbesc. V-ați conectat la această latura voastră. Ați învățat binele și rău prin comparație și prin intuiția voastră. Dumnezeu v-a dat acest dar. Și cred că unii dintre voi îl veți manifesta față de alții la un moment dat, mai devreme sau mai târziu. Știți intuitiv că locul vostru nu este în această cușcă. Știți, ați înțeles intuitiv că sunteți puternici și că aveți alt destin, da? Nu acesta în care v-au pus ei. Și vise va face un cadou, o ofertă stabilă în foarte curând timp. Văd și un as de monede. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ, e o ofertă stabilă. E un plan, că e financiar, că e sentimental, vom trăi și vom vedea. Ideea este că dacă în exterior ați apărut în fața lor la pământ, măi ce oameni, ați renăscut sub această formă. Spiritual, străluciți. Chiar dacă în exterior sunteți comuni, în aparență banali, poate uneori încă simțiți rănile trecutului, dar știți că sunteți acum alte persoane și intuitiv ați ales transformarea și intuitiv ați ales, ok? Dacă altă variantă ca să ies din această cușcă nu am decât prin transformare, mă voi transforma. Pentru că v-ați dat seama că această cușcă vă omoară esența, vă îndepărtează de ceea ce sunteți. Poate că aveți planete în Scorpion, unii dintre voi, în Pești, niște planete, niște aspecte, măcar din când în când, măcar în tranzit, măcar progresiv. Wow, de ce cărți! V-ați transformat, iar același citat pe care l-am spus și la prima. Ați murit de 1000 de ori și aveți 1000 de soluții să vă transformați, să renașteți. Interesant este că unii dintre voi ați avut probleme și cu mama, și cu latura voastră feminină, și cu femeile din viața voastră, că sunteți bărbați femei, chiar dacă sunteți femei, poate cu surorile, cu mama, cu colegele, cu șefele, nu cu șefii, așa, ați avut ca și suferință, vorbim de suferință aici, ca și lecție, să vă învățați, dragii mei, valoarea. Au încercat să vă pună jos tocmai pentru că au simțit că sunteți cum puternici. În acest motiv au pus jos și n-au reușit. Și intuitiv ați ales această cale spirituală și a transformării și transformându-vă, evident, ați început să vă vedeți și valoarea. Posibil sunteți creativi, posibil știți să transformați lucrurile, da? Să faceți bani când vreți sau sunteți pe cale să învățați să faceți bani în cazul în care ați avut probleme financiare, să vă ridicați la această poziție. Posibil pentru unii să fie această persoană care vine
în preajmă acum la sfârșit de lecție și vă confirmă valoarea voastră. Persoană, semn de pământ, taur, fecioară sau capricorn, mai mult sau mai puțin, nu e obligatoriu. Dacă nu e o persoană care vine să vă confirme faptul că aveți o valoare specială, învățați și voi. Sau poate să fie lecția în paralel, da? Care se manifestă și din partea altora, încep și ceilalți să vă vadă valoarea, nu neapărat cei care, ei nu, cei care v-au pus jos, alții. Da, nu contează ce mai văd cei care v-au pus jos, nu contează. Voi știți ceea ce sunteți, da? Și știți că sunteți o regină sau o rege, da? Într-o formă sau alta, într-o formă superioară. Nu vorbim acum de bani, dar s-ar putea la un moment dat să fie și o chestiune care ține de bani. Haideți să clarificăm. De fertilitate. Ah, interesant. Unii dintre voi, unele doamne, ați avut probleme cu copiii, cu fertilizarea, cu capacitatea sau nu vi s-a dat voie să faceți copii sau ați pierdut copiii. Însă vă transformați și intrați într-o vibrație de fertilitate. Într-o formă sau alta se va manifesta. În familie, un mare întuneric, tradiții care v-au ținut pe loc. Clarificăm 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. Spate. Uf, spate. Spate. Ok, și asta, și asta. Ia să vedem. Control. Ați suferit, da? Sorrow. Ce poate fi mai evident? Că ați suferit. 9 de spade. Similar cu 9 de spade. Dar o latura voastră feminină nu s-a putut manifesta receptivitatea asta, deși, pe de-o parte, s-a manifestat la modul intuitiv interior, cum am zis mai devreme, la Marea Preoteasă. Posibil, unii dintre voi ați suferit pentru că n-ați putut face copii sau în relație cu mama voastră sau cu soția, să zicem. Diferă, că e etalare colectivă. Însă ați făcut imense sacrificii, este casa a 12-a necunoscutului și totuși v-ați ridicat. Măi, dar de ce vă ridicați, mă, nu stați locului? Uite așa, că așa vrea Dumnezeu, să vă ridicați, să aveți o nouă viziune asupra vieții și asupra voastră. Și să aveți control. Să aveți control asupra minții voastre, dragii mei. Bine, alții au încercat să vă țină mintea în control. Pentru că în momentul în care gândim ceva, manifestăm, acționăm. Și atunci ei v-au încercat să vă țină în frică. Însă acum, lecția este că învățați să aveți voi control asupra minții voastre. Nu vă mai influențează nimeni. Și ce bine. La... Așa, ok, da, i-am zis eu. 8 de spade a fost clarificat de existențe, similar cu magicianul. Aveți puteri magice și nu în sensul ocult musai, în sensul frumos că suntem într-o săptămână mare și specială. Aveți ceva special, da? Marea Preoteasă și existența. Și ați fost ținuți în această cușcă tocmai ca să... Uitați cine sunteți, tocmai ca să nu manifestați, cum am vorbit de destin, destinul vostru care vine în curând. Sau poate ați început să-l manifestați într-o formă sau alta. Da, aceasta este una din lecțiile voastre, să manifestați, să intrați în existență, să trăiți viața voastră, nu a celorlalți. Văd iar, am vorbit de leu, am vorbit. Unii s-ar putea să fie avut de-a face cu un leu. Apare totuși un cuplu. Pe de-o parte, oamenii care v-au ținut blocați au fost foarte egoiști. Că e similar cu 6 de bute. Persoane egoiste care au avut nevoie de atenție. Pe de altă parte,
În momentul în care v-ați conecta la intuiția voastră, ați înțeles că voi aveți un alt destin, un destin care vă duce către succes, departe de această energie. Da? Puteți intra în existență și să aveți succes. Și în momentul în care ați murit din această postură, ați renăscut, ați schimbat ceva în viața voastră. 10, da? 10 similar, da? Acest change, da? Schimbare cu roata norocului. Ați început pas cu pas, mai greu sau mai încet, să manifestați această schimbare care vă duce către bucurii imense, 9 de cupe și regina de monede. Poate ați început să le simțiți. Posibil, durează mai mult pentru unii, pentru alții durează mai puțin. Depinde ce stadiu sunteți în această călătorie voastră. 13, a 10-a sau 10 și 13, să vă spună ceva. Este ceva deosebit aici. Poate unii dintre voi doriți să fiți soții și n-ați putut din cauza acelor blocaje din partea unora și altora. Ar mai fi un mesaj. Posibil, așa îl spun, așa îl primesc, așa îl spun. Posibil un semn de aer, că apare semn de aer, își face griji cum să manifeste, cum să se transforme și cum să vină mai aproape, să-și arate și bucuria și sentimentul de apreciere pe care îl are pentru voi. Dar acest semn de aer trebuie să se transforme pentru că simte că intuitiv și în secret, la un moment dat, veți putea manifesta succes, puteți fi un cuplu de succes, o perioadă în secret, dar la un moment dat va fi și public, evident. Asta e un scurt mesaj. Probabil o mică lecție separată, de curând exprimată, manifestată. Însă, aveți schimbare pe moarte. Schimbare pe moarte. Ori ei, o persoană care a venit de curând în viața voastră, ori ei, ori voi, sau amândoi, vă schimbați într-o formă sau alta. Interesant. 13 și 10. 2 și 6. 8 și 1. Oricum, mergeți cu aceste transformări și schimbări și dureri, mergeți către abundență, către autosuficiență în sensul frumos al cuvântului, către o bucurie, o stare de confort emoțional foarte fain cu voi în primul rând și în momentul în care intrați pe această vibrație, ce e mai bun pentru voi? Ce e mai bun pentru voi? Am vorbit de control. Haideți să vedem din spiritul animalilor. Ia uite, balena, dragoste adevărată, semn de apă, mai mult sau mai puțin, sau cineva care vă iubește cu adevărat, e în preajmă. Dar nu spune, e undeva mai la distanță, cred că vă transmite mesaje, cum face balena. Noi nu auzim la așa mare distanță ca ele. Ok, oh! Aici lecția. Să ieșiți din griji. Să ieșiți din griji. Ori voi, ori ei. Am zis, ar putea să fie pentru unii cineva în preajmă care își face griji cum să manifeste această transformare și această mare bucurie cu voi înșivă. Cu voi, nu cu voi, nu cu voi înșivă. Cu voi. Semn de apă sau scorpion sau semn de pământ. Variază. În fine, probabil că ei își fac griji. Asta e similar, oarecum, cu 8 de monede, de, poate nu am nici bani, 8 de spade. Însă, există această energie. Șoriciul acum spune că poate sunteți prea meticuloși în relațiile voastre. Tocmai pentru că ați trecut prin foarte multe,
Aveți tendința să găsiți praf. Uite, uite, o firicel de praf, un fir de păr, probleme. Când, până la urmă, nu e cazul, da? Sunt, uite, mi se dică aici tot timpul, sunt chestii minore care nu ar trebui să vă distragă atenția de la peisajul general. Poate unii dintre voi încă mai aveți probleme cu bănuții, din acest motiv apare ca și final regina de monede. Încă vă transformați financiar. O stare de frică. Fiți atenți că ce se impune acum prin mass media, prin paranoia asta, să nu vă influențeze și relațiile cu cei dragi, cu puterea de atracție, de a atrage această dragoste, această creștere spirituală. În fine, la capătul setului de cărți este gazela, semn de foc, care așteaptă. Ori voi aștepta să manifestați pasiune, creativitate, un foc interior, ori ei, că apare totuși cineva care e în preajma voastră și vă așteaptă sau așteaptă și ei să se transforme, să exprime această viziune pe care o au cu voi. Posibil semn de aer. Dacă nu-i semn de aer, voi aveți aceste energii, că doar ați trecut prin multe, dar aveți pasiune, dar o țineți în control, cum am zis la putere. Aveți viziune, aveți intuiție, că aveți Marea Preoteasă, aveți Marea Preoteasă, apare și, ia uite ce frumos, și înțelepciune, da? Viziune, puterea de a manifesta, de a vedea în viitor. Însă, în acest moment, și asta este lecția, și cred că este influența exterioară, uite, acum văd chestiile astea ca niște virus de calculator sau real, în fine. E paranoia asta care s-a creat în jurul nostru cu un scop, tocmai ca să ne întoarcă într-o vibrație scăzută. Ieșiți din această vibrație, pentru că puteți să manifestați tot ce e mai frumos. Ia să vedem. O să vedem ce mesaj apare pentru numărul 3. Da. Așa mi-am dorit eu chestia asta albastră. Sper că îmi îngăduiți extravaganțele, da? Numărul 3. Mesaj de Angel pentru numărul 3. Ok. Fiți doritor să exprimați dragostea. Fiți doritor să exprimați dragostea. Chiar dacă ați trecut prin multe, nu vă blocați. Iar o chestiune de fertilitate, vă și scoica, de sexualitate, de creativitate. Șase. Șase e noi numărul lui Venus. Posibil pentru unii. Și practicați în continuare, că bănuiesc că deja practicați, compasiunea. Practicând compasiunea și față de voi și față de cei care v-au rănit și față de cei care vin, îmbrățișați-vă emoțiile și fiți autentici. Nu vă lăsați în vibrația asta. Ieșiți din starea asta de griji, de stres pentru ziua de mâine. Posibil auziți aceste lucruri, aha, am înțeles, auziți la cei din jurul vostru aceste lucruri și vă influențează, dar știți foarte bine ce puternici sunteți, ce intuitivi și mergeți mai departe și exprimați-vă, pentru că aveți multă pasiune pentru cineva sau cineva are, oricum, este nevoie să vă exprimați, gazela încă nu exprimă, stă și așteaptă. Posibil cineva așteaptă să vă exprimați într-un fel sau altul dragostea sau... Nu neapărat să săriți de gâtul lor, să spuneți că iubiți, na, hai, că e absurd, știi? Dacă nu sunt create condițiile. Dar să, nu știu, să le dați un zâmbet, să le oferiți un zâmbet, să le dați un mesaj sau ce simțiți voi, că e cazul să exprimați. Nu o să acum, când va veni momentul. Fiți doritori să vă exprimați dragostea, nu rămâneți închiși, chiar dacă vă transformați. Ah, interesant. Și dragostea față de voi. Felul în care vă apreciați. Exprimați într-un fel felul în care vă apreciați. Îmbrățișați-vă emoțiile și fiți autentici.
Și urmează binecuvântările și miracolele. Vă doresc dragoste, pace, trec la următorul număr, pa! Ok, am ajuns și la numărul 4. Să sperăm că o să pot să termin fără să fiu întreruptă. Ați ales numărul 4, adică acest renuleț. Renuleț pe care eu îl folosesc de obicei în decorațiune de Crăciun. Poate sunteți născuți în perioada Crăciunului, mai mult sau mai puțin unii dintre voi, sau ați avut de-a face cu cineva născut în această perioadă sau ceva, că vorbim de suferințe, s-a întâmplat. S-a întâmplat în perioada Crăciunului. Ceva s-a întâmplat în perioada Crăciunului, a lui decembrie, sau în perioada de iarnă, o suferință. Renulețul este, are corniță, da? Un soi de cerb, da? Bine, cerb, zicem și noi, zic și eu. Există o notă de încăpățânare. În general, încornoratele sunt încăpățânate. Poate sunteți într-o zodie încornorată. Sau ați avut de-a face cu... Dar cred că și voi. Aici e lecție. Și voi sunteți încăpățânați. Posibil unii dintre voi ori ați avut de-a face cu cineva care a încercat să vă domine, cu un ego super, mega, low, mare, așa, ori voi aveți un ego pe care trebuie să învățați să-l mai lucrați. Și ego înseamnă multe. Înseamnă și mândrie, înseamnă și frică, înseamnă și nevoia de a se impune. Înseamnă foarte mult ego. Există și varianta pozitivă, că fără ego nu putem lucra, da? Însă, aici vorbim de suferințe și de lecții de viață. Trebuie să lucrați. Mai simt un mesaj că unii, nu toată lumea, aveți o chestiune cu figurile autoritare. Ori vreți să fiți autoritari pentru că ați văzut în stânga și în dreapta, în familie, mediul înconjurător, un anumit exemplu și vreți să vă impuneți să fiți autoritari. Ori sunteți foarte sensibili la orice chestiune care ține de autoritate, la legi, la poziții sociale, aveți ceva. Poate să fie o poziție autoritate și rebeliune, ca și lecție. Unii dintre voi vedem cum se arată și cărțile. În ce poziție sunteți? Autoritate sau rebel? Pentru că, în general, oamenii de autoritate își asumă multe responsabilități. Posibil, una din lecțiile voastre este să vă asumați niște responsabilități. Oamenii de autoritate, ca să ajungă în acea poziție de autoritate, își asumă responsabilitățile și drumul și au răbdare să construiască acea poziție. Aici iar este o lecție. Vedem cum vor arăta și cărțile, ca să vedem în ce poziție sunteți, de rebel sau de persoană autoritară. Marea preoteasă. Iar apare conflicte interioare, Marea preoteasă. Numărul 4. Intuiția. Trebuie lucrată intuiția, nu ego. Poate cineva în preajma voastră care vă susține în această direcție sau luptați cu voi într-o relație mai specială. Numărul 4. Nu vă legați de baticumul, vă rog frumos, de șalul meu, că mie îmi place. De alt și port. Și îl port cu un scop. Numărul 4. Ok. Cu răbdare. Probabil că și voi trebuie să aveți răbdare. Ok. Oho! Minciunele. Numărul 4. Întotdeauna tot ce zic, vă rog frumos, luați și invers, da? Poate vorbesc despre persoană, poate vorbesc despre voi, nu vă mai simțiți atacați, da? Că nu-mi doresc acest lucru, decât să povestim. Ok, să analizăm. Numărul 4. Opa!
Numărul 4. Suferință. Ce-a suferit numărul 4? Numărul 4. Ce-a suferit numărul 4? Una din suferințele numărului 4. Vor fi mai multe. Ce-a suferit numărul 4? Încă o parte. Ce-a suferit? Ok. Ok. Interesant. Conflicte verbale. Din ego, cu cineva în zodia leului, pentru unii, sau semn de aer, leu sau semn de aer, leu sau săgetător. Conflicte verbale, poate au fost și triouri, da, triouri, în secret, semn de aer, da, responsabilități. Pentru unii poate să fie o căsătorie care v-a consumat cu un semn de aer. Nu e obligatoriu, poate să fie și semn de foc, poate să fie și semn de apă și de pământ. Dar eu zic aer pentru că am niște cărți, am mai multe semne de aer aici. Am și semn de apă. Deși semnul de apă apare în trio. Semnul de apă apare în trio. În fine. Lecția voastră. Suferința voastră. Una din ele. Este acest șapte. Vom clarifica. Șapte de spade. Șapte de spade. Am zis mai devreme, din niște motive, cineva, ori voi, ori ei, că am vorbit de responsabilități, nu vrea să-și asume responsabilitatea în relație. Este frică de această responsabilitate. Din ce motive? Poate că ați fost mințiți. Poate că ați fost trădați și nu vreți să vă mai implicați în relație. Poate că ați văzut în viața de familie persoane care s-au trădat, părinții, da? Despărțiri, triouri în familie, posibil unii dintre voi. Și aceasta este lecția voastră spirituală. Și asta v-a făcut, într-un fel sau altul, să vă izolați. Chiar dacă uneori apăriți într-o anumită formă, da? Da? Chiar dacă apăreți mai voioși, mai emoționali, mai spontani, există totuși o latură a voastră care vă face să vă izolați, așa simt. Eventual, sper că separați mesajele. Eventual, simțiți că trebuie să evadați dintr-un loc. De unde sunteți voi acum, într-un fel sau altul, ar trebui să plecați. Puș, puș, tiptil, în secret. În secret apare și luna, da? Ori pentru că intrați fără să vreți într-un trio sau fără să vreți, sau poate vreți, în fine, vă puneți într-un trio, ori pentru că aveți în preajmă pe cineva care vă bucură, dar nu puteți să vă întâlniți cu ei și atunci trebuie să plecați tiptil de unde sunteți. Din niște motive nu vă puteți întâlni. Poate să fie o distanță, poate să fie o distanță spirituală, poate să fie pur și simplu călătoria voastră spirituală, lecția voastră spirituală. Acest întuneric prin care trebuie să treceți ca să ajungeți la stabilitate și la bucurie. Dar, repet, posibil pentru unii dintre voi să fi fost mințiți în alte relații și în acest motiv să nu aveți încredere. Poate unii dintre voi ați văzut că cei dragi, prieteni, părinți, în familie, au fost mințiți și nu mai aveți încredere și aveți așa o latură nesigură. Șapte de spade nu își asumă responsabilitățile, nu își asumă relațiile și nu poate să manifeste 10 de monede. Simt eu acum. Așa simt. Că aveți în preajmă totuși pe cineva care vă bucură. Cu care v-ați dori o relație stabilă.
vedeți un potențial de abundență, dar lecția este o lecție a spiritualității, a asumării și a adevărului. A adevărului. Posibil nu vreți să spuneți anumite lucruri despre voi, despre trecutul vostru, despre suferințe, că vorbim acum despre suferințe și lecții. Asta este una din lecții. Să spuneți despre trecutul vostru celor pe care îi simțiți că merită să asculte și merită încrederea voastră. Lecția este că vă doriți relații stabile, dar dintr-un motiv sau altul, acesta zic eu, acestea două, până acum nu le-ați putut manifesta. Haideți să ați avut discuții, multe, au fost secrete. La un moment dat, unul dintre voi sau amândoi aveți tendința să nu comunicați, să vă implicați foarte mult în responsabilități și mai puțin în exprimarea emoțională, să vă detașați emoțional. Când totul e bine, eu așa simt. Când totul e bine, aveți tendința să fugiți de acest bine. Probabil pentru că vă e teamă că nu e adevărat. Ce stare. Haideți să clarificăm. Ia uite, intensitate, abundență, creatorul. Aveți energii foarte frumoase care stau să se manifeste în momentul în care învățați să lăsați în urmă, let go. Să lăsați în urmă suferința. Interesant. Și un trio. Clarificăm 7 de spade, te rog frumos, 7 de spade. Trebuie să ieșiți dintr-o colivie. Posibil aceasta să fie colivia pentru unii. Dar depinde cum ieșiți. 7 și 5 de spade, nu energie prea bună, mentală. Spuneți adevărul. Chiar dacă alții v-au mințit. 2 de monede. Clarifică-mi remitul, te rog frumos. Clarifică-mi remitul. Clarifică-mi remitul. Clarifică-mi remitul. Cu răbdare. Clarifică-mi remitul. Da, nu vreți să vorbiți anumite lucruri. Le țineți secret. Ok, asta câte sunt. Încă o carte. 9 de cupe. Ok, ce frumos. Ce frumos. Nu vreți să vorbiți despre niște adicții, despre niște situații toxice, de niște relații toxice. Înseamnă foarte mult acest conditioning, acest diavol, acest leu într-o cușcă de oițe. E într-un fel, la fel de asemănător cu acești 7 de spade. Cineva care minte. Din ce? Din teamă, de frică. Și mai ales se minte pe el însuși. Acum nu vă supărați, nu știu cine e în această poziție. Este una din lecțiile voastre, viață. Sau una din lecțiile care au apărut în această etalare. Lăsați-vă un pic duș, ia uite, iar apar. Ia uite, 7 de spade de 2 ori, mai. 7 de spade de 2 ori. Această energie a măștilor, a iluziilor, a păcălelilor. Poate într-o relație cu un semn de apă pentru unii dintre voi. Dar nu neapărat. Pentru unii poate să fie, o să vă zic de ce. Dar
Mai este și puterea voastră de a vă lăsa un pic duși de emoții, să nu vă... Și emoțiile acelea, să încercați să aveți o altă viziune, să vă conectați la intuiția voastră, apare și eremitul și marea preoteasă, și să vă deschideți al treilea ochi, să aveți o conștiință. Dom'le, cine practică acest stil de viață în care se minte pe el însuși și pe ceilalți, își blochează conștiința, se blochează în acest tunel întunecos, singur sau singură. Repet, nu vă supărați, eu citesc niște cărți acum, că se referă la voi sau la persoane cu care ați avut de-a face, iar este variabil. Casa a 12-a necunoscutului, a sacrificiilor, a puterii noastre de a ne conecta la alte dimensiuni. Însă, cel mai important este că, ia uite, poate ați avut conflicte cu acest semn, da? Că apare și semnul leului unii dintre voi, da? Discuții. Triouri. C-o fi persoana, că cineva a băut, mă-i place să bea mai mult, să petreacă, să se joace cu prietenii, iar e posibil că vorbim de suferință, nu de varianta pozitivă a cărților, vorbim de suferință. Însă, nu puteți alege, pentru că sunteți în această, sau în preajma acestei energii, că e a voastră, că e altuia, iar voi știți. Moment cu moment este similar cu 2 de monede. Moment cu moment pășim către destinul nostru, către lumină, către creșterea noastră spirituală. Dar acum, dragii mei, depinde în ce direcție pășiți, în spate, da? În spate, ca acest... trișor, da? Să înfață, ca un om care are curajul să înfrunte întunericul, pentru că știe că va găsi lumina, pentru că știe că are lumină în sufletul lui și pentru că știe că adevărul ne eliberează. Iar eremitul a fost clarificat de roata norocului. Poate iar o lecție spirituală în relație cu roata. Roata norocului îmi sugerează și cu atâta 7 de spade jocuri de noroc. Poate pentru cineva să fie roata norocului și cineva născut în octombrie. Poate să fie balanță, dar nu e obligatoriu. În fine, trecând peste aceste mici mesaje, poate să fie altceva, mult mai important. În momentul în care vă asumați această călătorie spirituală prin întuneric, plecare dintr-un loc în care vă păcăliți, stați într-un loc în care voi vă păcăliți că vă e bine, dar nu vă e bine. Asta e mesajul, mulțumesc mult. Vă păcăliți că e bine, dar nu e bine acolo unde stați. Și posibil le spune și altora, mai eu sunt bine, dar de fapt nu sunteți. Asumați-vă această plecare, alegeți odată și odată să plecați de acolo, să mergeți înainte, către schimbare, să mergeți către, da? Haideți că vă arăt, mergeți către schimbare și vă arăt. Evadați către lumină. Chiar dacă știți că treceți prin întuneric, nu contează, mai devreme sau mai târziu va veni lumina. Și, dragii mei, uitați ce frumos arată. Mai devreme sau mai târziu va veni această relație stabilă cu o persoană care va aduce multe, multe bucurii. Și dacă nu e relație, este pur și simplu abundența voastră și autosuficiența. Dar în acest moment, așa simt și simt și așa o greutate, simt că vă păcăliți că vă e bine într-un loc în care nu vă e bine. Asta simt. Și în continuare, în momentul în care alegeți să schimbați, change, aveți curajul, iar să ieșiți, chiar dacă vă e greu, iau ce frumos, da? Să ieșiți către lumină. Și este cineva în preajmă care vă ajută. Sau, dacă nu e în acest moment, veți întâlni, vă veți apropia de acest personaj. Că e mai mare, că e mai mic, nu contează în ce poziție, dar e un cuplu care luminează, care radiază, iau ce are. Are și abundență, are și emoții, da? Un cuplu de vis, dragii mei, ia. Un cuplu de vis. Visați un pic la acest cuplu ca să-l puteți manifesta. Că dacă nu aveți idealurile acestea, nici nu se vor manifesta. Asta este una din lecțiile voastre.
să nu vă mai păcăliți. Și dacă aveți într-adevăr unii dintre voi adicții, da, și încercați să păreți altceva decât sunteți, și adicție înseamnă foarte mult. Nevoia de a da impresia că vă e bine și nu vă este bine. De a spune că am reușit în viață, dar de fapt n-ați reușit. Nu vă mai fie frică să vă recunoașteți eșecurile. Cred că ține și de eșecuri, că de-aia vorbesc ce vorbesc. Ține de eșecuri. Iar pentru unii poate aveți afaceri, sunteți într-o chestiune care ține de politică. Unii, nu toți. Da, puf, ce cărți. Vorbim de suferință, nu încercăm să menajăm. Este o lecție, da, care v-a adus suferință. Știți de ce? Încercați să păreți că nu vă doare sufletul, dar vă doare sufletul. Aveți niște răni. Încercați să evitați, dragii mei, să vă arăt. De-aia am zis că vă pocăriți. Încercați, e vorba chiar de voi, că e lecția voastră, fără supărare. Încercați să nu comunicați, doi de spade, despre acest trei de spade, trio, da? Sau dezamăgiri. Deci nu comunicați, că aici spadele sunt în încrucișate. Aici sunt două spade paralele, adică ar trebui să comunicați deschis. Fiecare cu ce are de comentat în această situație. Nu vă fie frică să comentați cu cel drag, cu cea pe, sau fine, cea dragă, prin ce ați trecut. Cam aceasta ar fi ceea ce văd. Tigru, marea preoteasă, intuiție, semn de foc, mai mult sau mai puțin. O forță interioară care ar trebui să vă ghideze. Tigru, poate asta să spună ceva cuiva. Un mesaj de la natură pentru numărul 4. Numărul 4, mesaj de la natură. Numărul 4, mesaj la natură. Vă mulțumesc. Ah, ce frumos, lizard. O dragoste mare, ea, care a apărut și la numărul 3. Regele de apă. O dragoste mare. Și aveți un spirit foarte rebel, calul, da? Aveți un spirit rebel. Sunteți un spirit rebel, dar asta nu înseamnă că nu iubiți. Iubiți foarte mult. Însă, trebuie să ieșiți din acest mental, cum am zis mai devreme, iar să repete niște cărți și la numărul 2 sau numărul 3, în fine. Trebuie să ieșiți din preajma unor oameni care vă țin într-un mental negativ. Aveți un drum destul de lung de parcurs, apare broscă țestoasă, drum emoțional, o cale emoțională și spirituală. Însă, prin această cale și prin creativitate și deschizându-vă inima, vă apropiați de o dragoste mare sau învățați să manifestați o dragoste mare. Chiar dacă sunteți rebeli, calul este foarte rebel, poate aveți pe cineva cu planete în săgetător, sau planete, nu mai zic soare, musai, planete în săgetător, iar apare semn de apă pentru unii dintre voi, apare și semn de pământ, în fine. Sfatul ar fi această șopârliță, da? Ce face șopârlița? E semn de foc. Semn de foc, înainte să manifestați ceva, să mergeți, să acționați, ascultați cu mare atenție semnele din jurul vostru. Și cred că se referă la această plecare. Da?
Am zis, e o plecare strategică dintr-un loc în care nu vă simțiți bine. Chiar dacă va fi să treceți printr-un întuneric, să știți că la capătul tunelului vă așteaptă lumină, abundență și bucurie. Da? Și bucurie. Vă așteaptă o pereche cu care, într-adevăr, puteți manifesta ceva deosebit, să aveți curajul, da? O pereche aproape ideală, pe care o visați de mult timp. Însă, ca să ieșiți în acest mediu, ascultați un pic vibrațiile. Da? Simțiți vibrațiile. Animalul ăsta simte și cutremurul și schimbările de temperatură, da? Schimbările de situații. Mai ales că suntem acum într-un context foarte special cu aceste izolări, da? Cu prima ocazie, plecați. De unde sunteți? Eu așa zic. Așa simt. Nu știu pentru cine. Deci, prima ocazie, plecați. Analizați-vă un pic calea. Pregătiți-vă calea. Apropo că înseamnă și strategie mentală. Pregătiți-vă calea să plecați de acolo unde sunteți. Nu de alta, dar simt că se surpă terenul. Iar un mesaj care acum a venit. Și cortul nu este o casă stabilă. Ia uite ce mesaj. Mulțumesc de inspirație. Nu e o casă. Ia uite. Asta este o casă stabilă. Acesta, cortul, este o chestie temporară. Și în acest moment mai e un pic și se surpă terenul. Fugiți, plecați și cam asta e. Că vă așteaptă ceva bunuț. Da? Și nu vă fie teamă să vorbiți despre această energie, nu vă fie teamă. Haideți să vedem de la înger. Mesaj de la înger pentru numărul 4. Nu mai da ce zboară! Primiți cu apreciere și cu dragoste. Primiți acest sfat cu apreciere și cu dragoste. Chiar dacă la început lucrurile par mici și firave ca acest fulg, vă vor hrăni emoțional. E o picătură care... Interesant. Interesant ce mesaj. Acea picătură, acele emoții mici, firave sau mai puternice, ca pare și a apărut și, da? Și regele de apă. Sunt niște emoții care vin, poate din când în când, poate nu vin tot timpul. Picătura aceea care crapă un pământ uscat, care vă ajută, primiți, nu știu, orice, nu știu, ce simt acum, orice mesaj, orice emoție, orice ofertă din partea unei anumite persoane, cred, ca fiind șansa de a vă crea această crăpătură, această ieșire, de unde sunteți, ieșire, de unde sunteți, ca să ajungeți, dragii mei, repet, la lumină, dragoste, dragoste, vibrație de verde, să renașteți, să fiți în preajma cuiva care vă... Mai simt că sunteți și delicați și puternici. Vă împărtășește și delicateța și puterea. Cred că amândoi, așa simt. Amândoi sunteți la fel. Și puternici și delicați. Pentru că e o margaretă, da? Și margareta... Chiar meditam astă iarnă, că tot ați primit renulețul. Chiar astă iarnă, cei care mă știți, am avut ghiocei în ianuarie. Primele etalări din ianuarie le-am avut cu ghiocei. Și meditam, zic, măi, plantele cele mai firave sunt, de fapt, cele mai puternice. Trandafirul, care e atât de vai, de frumos, de pasional, are nevoie de mult soare. Însă plantele acestea, ghiocei, margarete, care sunt la fel de frumoase și chiar mai uimitoare, tocmai pentru că apar în spații neprimitoare. Ghiocei apar din zăpadă, din frig, din iarnă. Margaretele pe câmp, le bate vântul, ploaia, soarele, ele răsar, da? Plantele astea sălbatice, interesant, că am vorbit de rebeli la început, probabil că amândoi sunteți rebeli într-un fel sau altul. Interesant. Apreciați ce primiți. Apreciați ce primiți.
că se va transforma. Fulgul acesta se va topi, îl veți asimila, da? Îl veți absorbi și îl veți exprima într-un fel sau altul. Mental, într-un mod foarte creativ. Îl veți manifesta. Mincinosul. La capătul, ia uite, la capătul setului, întoarceți-vă către lumină, da? Tot vorbesc de întoarcere. Și mai este încă un mesaj, întoarceți-vă la ceea ce iubiți, măi. Acționați de ca și când partenerul e aici. Dragostea în dură. Simt nevoia să vă arăt mai mult. Că tot am vorbit de escapisme și de autosabotaje. Acționați. Probabil trebuie să plecați de undeva. Dar acționați de ca și când partenerul e aici. Întoarceți-vă privirea către lumină. Da? Și întoarceți-vă. Băi, măi, e o chestie de întoarcere. Întoarceți-vă la ceea ce iubiți. La ceea ce iubiți în voi înșivă. Dacă aveți niște adicții, cu răbdare, veți renunța. Nu intrați în panică, cu răbdare. Dacă vă întoarceți către lumină, probabil că primiți un ajutor din partea cuiva. Primiți un ajutor. Primiți-l. Aveți curajul să-l primiți. Ajutor, două persoane. Că vă va scoate din aceste crăpături, din aceste adicții, din aceste probleme. Însă trebuie să plecați de acolo unde sunteți. Cam acesta ar fi etalarea pentru numărul 4. Vă mulțumesc că ați rezistat până la sfârșit și că mi-ați suportat eșarfa. Îmi place foarte mult. Nu doar că mi-aduce aminte de Anglia și o perioadă foarte grea și în care am învățat foarte multe, dar îmi place și culoarea aceasta. Și v-am spus, am vrut să mă arăt, să mă exprim un pic așa fizic. Oarecum mai în rezonanță cu această săptămână mare, o săptămână în care ne aducem aminte de suferințele noastre, de suferințele lui Isus și de faptul că, într-adevăr, putem să renaștem prin credință, prin credință. Și să nu uităm că ne-am născut creștini și că, de fapt, Paștele ce înseamnă? Înseamnă că îl așteptăm. Iisus să vină, să locuiască cu noi și să ne schimbe viața. Și sper că aceste ultime cuvinte să vă dea un pic de, măcar un pic, de încredere că vom trece și peste această paranoia, acest spectacol creat în ultimile luni cu COVID-ul. Dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup numai bine și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți alături de mine. Numai bine, fac!